زبان من شرف آمد. Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. În videoclipurile anterioare vă spuneam că am descoperit o casă de nișă arabească și anume Ahmed Al Maghribi. Bun. Am achiziționat câteva parfumuri, am făcut un unboxing cu voi. Am mai avut o comandă între timp, doar cu două. V-am prezentat Zuraike în videoclipul anterior. Și astăzi avem unboxing. Da. Pe site-ul celor de la Parfumas, la secțiunea favorite, oricum la mine cred că sunt vreo 300 de parfumuri, dar nu mai contează, a reapărut în stoc Anab de la Ahmed Al Maghribi. Un parfum de care eu eram mega curioasă, mai ales din pricina notei de ciocolată. Și pe lângă acela mi-au fugit degețelele și au mai venit încă trei, da? Nu mai contează. Două noutăți, două lansări noi de la Ahmed Al Maghribi. Da, hai să nu vă mai zăpăcesc, pentru că am emoții. Toate sunt blind, nu am avut nicio mostră de la niciunul din ele. Și să vedem ce avem aici. Mereu am spus să-mi iau și o foarfecă mai mare, nu așa ceva. Sau eventual cuțitul. Ia să vedem. Pe unde? Pe aici. Și totuși, Ana, puteai și tu să deschizi măcar cutia de dinainte să deschizi videoclipul. Să deschizi filmarea, pardon. Dar, na. Bun. Într-un final am reușit. Coletul a venit așa. V-am zăpăcit de câte ori v-am repetat despre atenția celor de la Parfumas în ceea ce privește ambalajul. Ok. Și începem, bineînțeles, cu Anab. De acesta sunt foarte curioasă. Dacă nu mă tai astăzi cu foarfeca în timp ce deschid asta, e lucru mare, să știți. Vai, am văzut comentariile voastre, cum că toate v-ați comandat Zuraike, toate cele ce mi-ați scris în comentarii la videoclip și toate cele ce mi-ați scris în privat. Aștept cu nerăbdare părerea voastră. Eu una sunt fiartă pe Zuraike și pentru că voi ați comandat un număr atât de mare, cred că am nevoie de o sticlă de backup. Culmea ar fi să rămân tocmai eu fără. Ok, aceasta este cutia Anab, tare frumoasă, avem aici niște floricele în relief, aici avem data fabricării, 10.04.2023, ok, și să vedem sticluța. Da, mult mai frumoasă decât pe site, mult mai frumoasă decât în poze. Capac de metal, dar e ok, nu e metal, plastic. Nu e plasticul acela foarte ieftin, ca să mă exprim așa. Hai să-i dăm cu notele, da? Avem așa, note de vârf. Kiwi, licii, fructe roșii, în mijloc ciocolată,
vanilie, orhidee, iasomie. Iar în bază, iris, moscalb și note lemnoase. Bun. Și acum să vedem cum miroase anab. Stați. Eu mi-am adus și paharul de apă. Pentru că la ultimul unboxing, da, după două Ahmed al Maghribii, nasul, da? Gurmand de vară. Doamne. Iar am început cu doamne. Dacă nu e doamne, e vai. Dacă nu e vai, e doamne, da? V-ați obișnuit deja cu mine. Of, of, of. Kiwi, ciocolată albă și vanilie. În prima fază. Ei nu spun pe site ce fel de ciocolată, dar mie mi se pare că duce mult în zona de ciocolată albă. Deci nu, n-ai cum. Este un parfum gurmand, un parfum vesel, un parfum luminos, un parfum tineresc fără a pica în latura de juvenil. Deci tineresc, dar nu copilăresc. Da? Este un parfum ce pur și simplu te face să zâmbești, ca să înțelegeți de ce am starea asta. Nu știu, îți inspiră tinerețe, fericire. Totodată este ușor tropical. Așa îl percep. Nu știu de unde are o tentă tropicală. Perfect pentru vară, ușor moscat. O aromă feminină. Greu de displăcut, ca să zic așa. E cremos. Nu știu de ce. Dar nu știu de ce, mă duce cu gândul la o înghețată de kiwi, cu kiwi și pe deasupra înghețata asta de kiwi are un topping de ciocolată albă. Nu este gurmandul acela grețos... Nu știu, nu este gurmandul acela greu. Tocmai de asta spun, îl văd perfect pentru vară. Deci ăsta în vară categoric. E gurmandul acela de vară. Deci înghețată de kiwi, un pic vanilie, cu topping de ciocolată albă. Da? O să las blotterul aici să vedem cum va evolua. Bun. Mai departe, vreau ce vreau. Eram eu curioasă de, da, ud cafe, tot de la Ahmed. Acesta ar trebui să fie un parfum total opus lui Anab. Dacă Anab este acel gurmand vesel, luminos de vară, acesta ar trebui să fie ceva mai greu, dar să vedem. Deci am așa niște... V-am zăpăcit, știu. Am niște emoții atunci când deschid un colet, mai ales dacă are parfumuri. Sunt acel copil fericit în dimineața Crăciunului, ca să înțelegeți cum îmi tremură mâinile și ce trăire am. Vai, 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 vai. Sticluța arată așa. Un maro mătuit. Nu știu, parcă ar fi așa o bombonică de ciocolată. Nu știu cât de bine redă camera, însă e fix maroul acela de ciocolată. Se schimbă placa. Se schimbă placa și avem așa.
ud cafe, apă de parfum 75 ml. Și acum pe site este la 125 de lei, redus de la 165 de lei. Parfum oriental unisex ce prezintă vanilie, note lemnoase, ud și cafea. De ce l-am luat? Pentru nota de cafea. Și să vedem ce fel de cafea avem aici. O, da. Se deschide spicy, condimentat. Mi-am băxit deja sufrageria, deci e genul de parfum ce umple o cameră în momentul în care îl pulverizezi. Spicy lemnos se deschide. Da, și condimentat. Ceva condimente pe acolo. Bun. Înainte și înainte de toate. Udul de aici nu este acel ud respingător. Este unul dulceag, unul ușor plăcubil. Chiar dacă are ud, de fapt, da. Are parfumul ăsta, chiar este foarte diferit, cum am spus bine. Dacă în anab nu simțim nimic cu iz oriental, aici în ud cafe avem acel iz oriental, însă eu una sunt iubitoare de acel iz oriental. De asta nu m-a deranjat că are ud. Am parfumuri cu ud. Vreau de fapt să vă spun că de vreun an de zile am început să-mi placă udul, însă nu toate tipurile de ud. Ok, hai că ajung la cafea. Nu știu cum să vă spun. Puteți să spuneți că am înnebunit, însă cafeaua de aici, de la Ud Cafe, Ahmed Al Maghribi, este o cafea mult mai bine și mult mai frumos lucrată decât cafeaua lui Pierre Montal. Am spus-o, dați cu pietre, dați cu roșii, așa o percep. Nu vorbesc în dodii ca să mă exprim așa. Am avut ristretto de la Montal și o parțială de intens cafe. De aceea pot spune cu siguranță cafeaua de aici e mult mai frumos lucrată decât în cafeaua Montal. Este un parfum apetisant, fără a fi gurmand. Nu știu cum să mă exprim mai bine de atât. Nu are tenta aceea directă, cum spun eu, de a-ți lăsa apă în gură. Însă, cafeaua combinată cu udul face izul să fie apetisant. E un parfum apetisant, dark, misterios, lemnos, cald. Are o cafea cremoasă, vanilată. Și aici, în dry down, am ceva probleme și vă spun imediat de ce. Îmi duce foarte mult. Deci probleme în sensul bun. Haideți că datorită emoțiilor fac praf cuvintele. Duce foarte mult către Mansera Oud Cafe. Mega încântată, cu toate că nu vine sezonul lui acum, parfumul ăsta, da. Este o combinație, hai că eu tot îmi stor creierii și nasul să-i dau de cap. Este o combinație între Mansera Oud Cafe și Chaga Food. Da. Îl mai lăsăm și pe el aici. Da. Hai să trecem mai departe. Și vom trece la unul de care sunt tare curioasă. Și vorbim aici de muzun
Hai, promit că îl deschid repede. Gata. Ba nu, nu e gata. Ta-na! Gata. Vorbim aici de muzun de la Ahmed Al Maghribi, una din noile lansări ale casei. Wow. Sticluța arată așa. Ea se așează cumva așa. Este exact sticluța de la Talif. Îmi cer scuze că tot... Da? Dar nu mi-a trecut treaba cu gâtul. Este exact sticluța de la Talif, doar că acesta vine într-un degrade frumos. Bun. Și să vedem. Avem note de vârf, vanilie, bergamotă, șofran și piersică. Mijloc, lemn de cedru, violetă, iasomie. Iar în bază, mosc alb, ambră, note lemnoase, lemn de agar, paciuli și lemn de santal. Tare curioasă am fost de acest frumușel. Ia să vedem. O secundă, ud cafe e bombă. Și cu toate astea tot simt. Încă o dată îmi cer scuze. Bun. O da. Și acesta este un da. Deci până acum 3 de da. Mergem în final. Se deschide gurmand. Un parfum vanilat, pudrat, gurmand. Ceva ambră, alune de pădure, dar nu erau listate. Ok, facem altceva. Ia să vedem. O, Doamne! Da, pe piele, șofranul este puțin mai pronunțat decât pe blotter. Însă nu este un șofran urât, dacă zic bine. Gurmand. Însă, gurmandul acela middle eastern, ca să zic așa. Așa. Este un gurmand middle eastern. Este... ca și cum te-ai plimba pe străzile din Istanbul și pur și simplu treci pe lângă tonetele vânzătorilor ambulanți de baklava și alte dulciuri locale. Este condimentat, se simte vanilia, șofranul se simte în continuare. Parcă începe să vină și paciuli în față. Categoric este unisex. Anab, nu-l văd unisex. De fapt, nici nu. Este parfum feminin și la ei pe site listat. Ud cafe, categoric unisex. Muzun, categoric unisex. Este spicy vanilla chai. Da. Îl văd purtat și vara, ce-i drept cu mai puține pufuri. La ăsta, mai puține pufuri. Și da, pielea a rămas, nu știu cât se vede din nou. Acesta are, cât ai tu? 40,5% concentrație de ulei. Ud cafe are 50% concentrație de ulei, deci mare grijă cu pufurile. Iar anab
Ana Bunde scrie. 50%. Deci gurmandul meu de vară. Ok, hai să-l lăsăm și pe muzun aici, să vedem cum se usucă. Deci nu am cuvinte să vă spun că nu e unul care să nu-mi placă. Mai departe, Haute Couture. Tot așa, o creație nouă. Hai că am reușit mai repede. Tare faină cutie. Și să vedem parfumelul. Vai. Haideți, spuneți voi că nu e finuț și elegant. Așa de pus pe măsuță acolo. Bine, nu încurajez depozitarea parfumurilor în baie sau pe măsuța de machiaj. Asta în cazul în care lumina soarelui ajunge direct pe el. Hai să vedem. Haute Couture. Apă de parfum, 100 de mililitri, țineți-vă bine, 85 de lei ăsta. Și avem note de vârf, portocală, fructe de pădure și piersică, mijloc, flori albe, trandafir, miere de albine, bază, mușchi, lemn de santal și ambroxan. Și să-l vedem. Când am citit notele, l-am ales și pe el, tocmai în ideea că m-am gândit că va fi de vară. Bine, ceva probleme tehnice cu vara avem, dar să sperăm că într-un final va veni. Vai! Vai, cât e de frumos, deci nu... Ana, calmează-te, Ana, adună-te. Vai, Doamne Dumnezeule. Descrie, Ana, parfumul ăsta, dacă îl poți descrie. Încă o dată. Scuze. Bun. Vai. Genul de parfum arabesc fără a avea nimic arabesc în el. El este. Și cât ulei ai tu, frățiorule? Cât ai tu? 50, nu? 68. 68%. Da? Și costă 85 de lei. M-am uitat la concentrația de ulei pentru că nu înțeleg cum a reușit să astupe 3 Ahmed al Maghribii. Deci parfumul ăsta e bomba bombelor. Floral fructat. În deschidere am avut o combinație proaspătă și gustoasă de portocale, fructe roșii, piersică. O deschidere luminoasă și suculentă. Ce m-a dus puțin, just a moment please, cum ar spune românul. Ia să vedem. Deschiderea este un Burberry Her cu mai multe portocale decât fructe roșii. Doamne, cât e de frumos! Se îndulcește cu mierea. Miere, flori albe. Doamne. Nu. Deci ăsta este un Burberry Her cu mai multe portocale. Deci, bine, și în originalul Burberry Her găsim portocale. Îl am, originalul, sunt la a doua sticluță, îl iubesc, îl ador, însă. Deci creează dependență, jur. Oh, Doamne! Este genul de parfum
perfect pentru all season. Deci nu există cu precădere, din punctul meu de vedere și pentru gusturile mele, cu precădere vara și primăvara. Vă spuneam că și în originalul Burberry Her găsim portocale. Portocale și fructe roșii. Însă în original fructele roșii sunt pe undeva pe aici, portocala pe undeva pe aici. În Haute Couture balanța înclină invers. Avem mai mult portocale și o idee și ceva mai puține fructe roșii, însă stați că se transformă, nu? Deci nu pot să cred că pentru cât era, doamne, 85 de lei. 85 de lei, parfumul ăsta miroase așa. Se dezvoltă puțin lemnos, dar și cald totodată. Este un floral fructat gurmand, așa îl percep. Doamne, cum te numești tu? Oud Couture. Chiar dacă se numește Oud Couture, nu are strop de ud, nu are strop de condimente, nu are pic de înclinație de iz arabesc. Nu. Deci nu mai pot. Nu mai pot, nu mai pot. Și avem și mostre. Ia să vedem ce mostre avem noi aici. Ok. Creații noi. Și anume Afnan Edict Muscatic, dacă zic bine. Am văzut aceste parfumuri pe site. Dar ce mostră avem. Avem și notele aici. Note de vârf, mosc alb gardenia, note de mijloc, lemongrass trandafir și note de bază, mos sedar, musk. Vai. Stați un pic. Că nu, am testat 3 Ahmed al Maghribi, deci 3, 4, 4. Trebuie să mă înțelegeți că nu. Doamne, deci. Eu una pot spune că prin ce am achiziționat, chiar mă simt așa ca și cum am dat lovitura și chiar mă simt acel copil în dimineața de Crăciun. Nu am cuvinte să vă spun cât de mult îmi plac toate. Am două de vară, două gurmande de vară și două parfumuri all season cu pufuri mai puține. Și acum să testăm, am și uitat cum te cheamă, Afnan Edict Muscatic. Spuneam că o să mănânc pufulez, nu? Și spuneam că vine vara și mă scot că pot să mănânc salată. Of, Doamne! Un moment. Un parfum cu mosc. Curat. Condimentat. Un parfum in your face. Deci ăsta. E genul de parfum care, dacă nu ești atentă, te poartă el pe tine, nu tu pe el. Un parfum luminos, ozonic, o atingere verde, mentă. Da, spunea că are mentă. Spunea că are mentă? Nu spunea că are mentă. Eu simt un pic de mentă. Clar este un unisex. Și este acel parfum care, dacă nu ai vedea sticluța,
că este afnan, ai spune că miroși nișa nișelor, ca să mă exprim așa. Nimic oriental, nimic arabesc în el? Doamne! Nu știu cum să-i mulțumesc și totodată să-i spun câtă durere în suflet mi-a adus prin această mostră și mai am una, da? Persoanei ce mi-a pregătit comanda, coletul. Doamne! Dacă sunteți în sfera aceea, în zona aceea de parfumuri moscate, parfumuri curate, dar totodată, frate, deci parfumul ăsta, genul acela de parfum, știți, sunt multe parfumuri pe piață, curate, moscate, însă totodată au ceva săpunos în ele. În afnan musctic nu avem nimic săpunos. Nimic, nimic. Este moscul acela... Nu, nișă. Deci miroase a nișă. Da? Miroase a nișă. Să-l mai lăsăm puțin. Și să trecem la... Afnan Edict... Amberit me. Ok. Avem așa, note de vârf. Coajă de lămâie, bitter orange, blossom amber. Note de mijloc, șofran, condimente, cider, note de bază, iasomie, mosc, note lemnoase. Deci numai când am citit notele, ok, haideți totul să-l testăm, că numai când am citit notele, hai că am început deja, vorbesc jumate cu, da, mă exprim jumătate, jumătate gândesc, numai când am citit notele, deja știu că-l vreau. Ambră, boabe tonka, șofran, scorțișoară, dulce, cremos, sexy. Nu știu ce o să fac cu atâtea parfumuri și cu atâtea apariții și lansări și... Cum ar spune românul... Baccarat Rouge 540 Vibes. Bun. Însă, acest parfum, Doamne, cât e de frumos, este ca și cum ar fi copilul dintre Baccarat Rouge 540 fără a avea acea notă medicală, medicinală, copilul lui Baccarat Rouge 540 cu Milk Plus de la Commodity. Da. Da. Este fix acel parfum. Baccarat Rouge combinat cu Milk Plus Commodity. Aș fi spus inițial un Baccarat Rouge combinat cu This Is Her de la Zadig & Voltaire. Însă, This Is Her de la Zadig & Voltaire mi se pare mult mai cremos decât Commodity Plus de la... Nu, Milk Plus de la Commodity. Doamne, cât e de frumos! Din nou, chiar dacă este casa afnan, oricum, cei de la afnan sunt heavy hitters, cum se spune, și pe bună dreptate. Nu avem nimic, niciun iz arabesc, din contră,
avem din nou miros de nișă. O să ziceți că v-am înnebunit și v-am zăpăcit asociind parfumuri arabești cu mirosul de nișă. Da, există. Ele există. Vi le-am mai prezentat pe unele într-un alt clip, acum vin către voi cu altele. Da, da, nu, ăsta e Baccarat Rouge 540 cu Milk Plus. Superb, 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 superb. Și acum să ne întoarcem ce am testat eu. Deci, Anabel avem pe blotter. Vai! Rămân la aceeași idee. Doar că acum e chestia că îmi lasă gura apă. Înghețată de kiwi cu vanilie și cu topping de ciocolată albă. Tot acolo sunt. Doar că acum e mai așezat, mai proeminent. E senzația de apă în gură. Și nu, oricât aș încerca, nu mă duce cu gândul la niciun parfum de designer sau de nișă. Momentan. Momentan. La un prim nas, da, nu mă duce cu gândul la parfum de designer, parfum de nișă, dar nici nu mă duce cu gândul la parfum arabesc. Nu. Anab în uscare pe blotter este acel gurmand de vară, pur și simplu. O să spuneți că de unde și până unde am ajuns la chestia de a-l asocia cu o înghețată de kiwi, vanilie și topping de ciocolată albă. Are ceva răcoritor, are ceva în miros care mă duce cu gândul la înghețată. Nu este izul acela metalic. Sub nicio formă, niciunul din aceste parfumuri, spun asta și accentuez, din pricina faptului că eu nu mă împac cu izul metalic în parfumuri. Ca să vă faceți o idee ce percep eu iz metalic, de exemplu, Ajwad de la Latafa, pentru mine are un iz metalic. Ok, să trecem la Oud Café. Stați, Oud Café. Îl am aici, pe piele. Mai multă cafea. Însă, nu este cafeaua aceea, cum să vă zic eu, cafeaua aceea europeană, cafeaua noastră. Nu este cafeaua din Starbucks, nu. Aici vorbim despre o cafea. O cafea condimentată, o cafea cu mirodenii, o cafea aromată, băută pe malul Bosforului. Superb! Se simte udul și în uscare, însă nu este udul acela deranjant. Of, Doamne! Tare frumos! Dacă sunteți și tot așa mă duce cu gândul. Mansera Oud Café combinat cu Chaga Food de la Swiss Arabian. Înclinând mai mult către Chaga Food. Tare frumos. Tare frumos este. Dacă iubiți Chaga Food de la Swiss Arabian, vă spun asta eu în calitate de aparținătoare de două sticle, da? Să fie acolo. Dacă iubiți Chaga Food de la Swiss Arabian cu și iubiți și cafeaua totodată, Oud Café de la Ahmed Al Maghribi, blind. Blind fetelor, mai ales că este la reducere. Ne întoarcem acum la Muzun. Da, îl am și pe blotter,
îl am și pe piele, parcă, ba nu, haute couture. Muzun îl am decât pe blotter. Oh. Aceeași concluzie. Tot o băutură orientală. Cum v-am spus eu, spiced vanilla ceai. Fix așa e. Tare frumos. Astea două, ud cafe, muzun, total unisex. Total, total. Anab nu. Anab nu. Revenim la ud couture. Oh, oh. Barbary Her cu mai multe portocale. Dar nu vă gândiți, când spun eu Barbary Her cu mai multe portocale, voi nu vă gândiți la un Barbary Her citric. Nu. Este același Barbary Her gurmand, este o portocală gurmandă. Nu se simte nota aceea de zahăr ars din Burberry Her, însă este ca și cum ai lua felia de portocală, da, proaspăt tăiată, și pur și simplu ai da-o prin zahăr, da? Genul acela de portocală. Vis, vis, vis. Să ne întoarcem la musk tic Afnan Edict. Da. Îmi dau bătăi de cap de numirile. Același musk curat, frumos, luminos. Merge, este genul de parfum purtabil all season cu precădere vara, din nou. Tare, tare frumos. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Amber It Me. Aceeași chestie. Baccarat Rouge 540 combinat cu Milk Plus Commodity. Și acesta l-aș vedea purtat vara, doar că două pufuri. Nu are tenta aceea, nota aceea medicinală din baccarat. Chiar dacă eu vin într-una și vă spun, e o combinație între Baccarat Rouge 540 și Milk Plus Commodity, acesta de la Afnan, nu se simte nota aceea medicinală. Ceea ce pe mine nu face decât să mă încânte. Ah. Scuzați, mi-a plecat și eșarfa, oricum. Bine că am ajuns la finalul clipului. Scuzați-mi reacțiile de copil din dimineața de Crăciun, dar pur și simplu nu mai pot cu Casa Ahmed al Maghribi. Și mai nou cu cele două lansări de la Afnan. Deci, da, vedem. Dăm cu salată, dăm cu pufulețile, cumpărăm și pe alea. Ok, ca de obicei. Vă aștept în secțiunea comentarii, impresiile, părerile voastre, dacă le aveți, cum le percepeți, dacă le-ați testat, pentru că pe parfum ați găsit și mostre, puteți achiziționa și mostre. Și dacă nu v-ați abonat până acum, vă rog din suflet să o faceți. De ce spun asta? La ultimul videoclip cu unboxing tot de la Parfumas am avut 1K, cum se spune, de vizualizări. Însă până în 300 de abonați. Așadar, dacă vă place genul de content, dacă vă place
să mă vedeți pe mine cum mă scălăm băi și cum sunt plină de entuziasm de achizițiile mele. Și dacă vă place mai pe scurt ceea ce fac eu aici, v-aș fi recunoscătoare și v-aș mulțumi din suflet dacă ați apăsa butonul de subscribe. Să creștem, să creștem! Ok, vă mulțumesc din suflet încă o dată. Îmi cer scuze, baticul mi-a luat-o la vale. Am zis să mi-l pun că părul meu astăzi nu este în cea mai bună forma sa. Și hai să legăm un baticuț, un rujuleț roșu și aia e. Dar nu asta contează, contează comorile ce au intrat în viața mea. Bun. Vă mulțumesc din suflet. Clipul acesta a ieșit cam lunguț. Cred că o să-l încarc undeva în weekend. Și pentru că voi mă veți vedea în weekend, nu pot să vă doresc decât odihnă, relaxare, timp de calitate și totodată să vă mulțumesc pentru susținere. Vă pup!